Această expoziție este organizată de curatorul acesteia, Armel Lesandre Zauzie. La acest proiect s-a lucrat 3 ani de zile. Nu a fost ușor pentru a găsi artiști, generații diferite, cu o amprentă foarte puternică în stilul lor și să-i și pui pe toți la un loc. Consider că această expoziție, Nouă Identități, este una de mare forță în care toți reuniți, fiecare personal, prin ceea ce face și în același timp expoziția este unitară. Convertire și telurii fac parte dintr-un ciclu de lucrări pe care le voi dezvolta pe parcursul acestui an, plecând de la conceptul a tot ceea ce ține de mișcare, de dinamism, de schimbare, pe ideea a ceea ce se întâmplă în mijlocul unui vulcan. Și consider că lucrurile astea țin și de transformare la propriu și în sens figurat ceea ce se întâmplă din punct de vedere stilistic cu lucrările mele.